Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la emisiunea noastră Nimic fără Dumnezeu. Astăzi vom discuta despre personalitățile Vechiului Testament și anume vom vorbi despre patriarhii Vechiului Testament. Etimologia cuvântului patriar provine de la alăturarea a două cuvinte grecești și anume pater, ce înseamnă tată, și arhon, care se traduce prin conducător. Din punct de vedere istoric, patriarhul era cel care exercita o autoritate autocratică, în calitate de pater familias, asupra întregii familii. Prima formă de organizare și administrare cunoscută în Vechiul Testament a fost cea patriarhală, fiind cea mai veche și mai simplă formă de organizare de acest gen, potrivit căreia tatăl era capul familiei și în această persoană se afla toată puterea legislativă, executivă și preoțească, bazată pe legea morală naturală și obiceiul pământului. Avram, Isaac și Iacob asigurau existența familiei lor, făceau alianțe cu străinii prin depunerea jurământului, purtau lupte cu dușmanii și aduceau jertfe. Urmașul și locțiitorul său era primul născut. Potrivit studiilor biblice Oxford, patriarhii Vechiului Testament au fost Avram, Isaac și Iacob. Aceștia sunt considerați cei trei mari patriarhi ai iudaismului, iar epoca în care au trăit aceștia se numește epoca patriarhilor, deoarece acești trei bărbați sunt părinții națiunii israelite. Totodată, printre aceștia pot fi amintiți și Noe, Lot, Iosif, Moise și Aaron, fratele său. Avram a fost tatăl lui Isaac. El și soția lui Sara erau foarte bătrâni, înainte ca ei să poată concepe un copil. Conform textului ebraic, el a fost chemat de Dumnezeu să sacrifice fiul, ceea ce era de fapt doar un test al devotamentului lui Avram față de Dumnezeu. Fiul lui Avram, Isaac, a fost tatăl lui Iacov, care a purtat cei 12 fii care au devenit patriarhi ai celor 12 triburi ale lui Israel. Pe lângă faptul că sunt figuri cheie în literatura iudaică, patriarhii din Vechiul Testament sunt de asemenea cheia textelor creștine, deoarece linia lor genealogică se desăvârșește în cele din urmă cu Iisus Hristos, care este Mesia ce mult așteptat. Sfânta Scriptură nu reprezintă numai o simplă istorisire a unor evenimente din viața și cultura poporului ales, ci și o sursă de înțelepciune spirituală, o prezentare obiectivă a începutului mântuirii neamului omenesc. Îndemnul nostru pentru acest sfârșit de săptămână este acela de a cerceta Scripturile, de a căuta întotdeauna adevărul, de a rămâne statornici în credință, de a ierta greșelile aproapelui nostru și de a-i mulțumi lui Dumnezeu necontenit pentru toate binefacerile sale pe care acesta le aduce în viața noastră. Dragi credincioși, vă dorim un sfârșit de săptămână binecuvântat, o zi frumoasă și până data viitoare, numai bine! Doamne ajută!